Bun, toată știe v-am regăsit un episod din Battlefield Heroes. Ne continuăm pe aici aventura, împușcăturile. Ia să o sterg așa. Asta mi-am chit, hai să pun și mine de asta aici. Chiar în mijloc, uite că nu. A, cu 1%. Ce? Nu, am plecat. Arunc și o bombă, nu știu ce arunc, dar să fie. A, uite, hai că a mers. Am luat pe ăsta. 15, dar l-am luat, nu? Caz că vine un inamic. Pun o mină de teren. De asta pe aici. Pe aici. Poate ar trebui să urc acolo în biserică. Adică pe biserică. Sunt destul de obosit acum, dar m-am gândit să filmez un episod pentru că nici n-am mai filmat de mult pentru YouTube. Oh, kill. Așa. Dau reload. De multe ori am pierdut multe ținte pentru că nu am dat reload. Nu. Gata. M-am dat reload, dar tot era să mor. Încă una. Și pe aici. Da, și mi-a pierdut și îndemânarea cu pistolul. Am mai jucat acum vreo 2-3 zile cu un pistol de la de 150 de bănuți. Și iar pe ăsta costă vreo 450 și n-a câștigat în chestia aia zilnică unde primești premii când te autentifici. Oh, se mor, da. Good. Dacă a venit pe aici, probabil că o să mai vină. A, nu sunt stealth. Poate mă ajută. Și mai bine. Hai să facem o surpriză lui ea. Spun și o bombă acolo. Nu. Da, o spun acolo sus o bombă. Vreau să spun aici jos, dar poate nu vrea să coboare pe aici. Ah, fuck. E deștept tipul. Bă, și are level 1, serios. Are level 1. Ea vrea să mă grăbesc acolo de data asta. Deci am luat-o pe aici. 27 cu 28. Rău. Ia. Poate până la urmă trebuie să pun jos mina de teren. Poate. Ia. Crede că nu-l văd. Poate nu mă vede nimeni, uite, l-am văzut pe unul.
10-3, evident că vom câștiga, deși am mai fost toată scorul ăsta și am pierdut. Nu știu cum. Bă, ăla nici nu știe de unde trag. Cred că s-au prins un dat tras. Cred. A, trebuie să reîncarci viața. Iar nu e încărcată. Pentru că n-a fost încărcată. Am câștigat. Cu 19 viață. Da, e bine, e bine. Putea și mai bine, dar nu o să comentez. 5-2. 5-1. 4-1. Bă, scorul e strâns rău. Care? Și acum să mor și să pierd din cauza mea că am murit. 3-1. Da, o să fac kill-ul decisiv. Da, chiar a fost kill-ul decisiv și am pierdut. Dacă aveam mai multe gloanțe de arma, câștigam. Dacă era mai bun. De asta vreau acum să fac rost de 5.000 de bani ca să-mi iau pistol de la bun. Și ea de 3.000 și mi-am luat bazuca aia, dar o să joc altă dată cu ea. Pentru cel în caracter Nick 2. Și a făcut și rangul ăsta de sergent 1. A fost mai întâi soldat de la soldat 1. Nu mai știu ce era, pe urmă caporal. Încă unul și pe urmă ăsta cu... Ba, am uitat ce era. Sergent. Bun, de data asta sigur vom câștiga pentru că acum m-a dat de la început. Poate și înainte l-am dat tot de la început, nu știu. Ia. Uite-l pe ăsta. Ia, hai că îl ajut pe ăsta. Uite. Bă, bă, bă. Ia, uite, uite. Mai avea viața asta, că s-a luptat pe ăla. A, e unul spatele meu. A, are clasca aia de sol. Și-a murit. Bun. A, trebuie să mă exersez cu pistolul ăsta. Și faza e că mâine o să-mi spară și armă să mai știu să mă duc. El, am, așa era unul invizibil și l-am omorât. Am văzut, știam direcția în care merge și așa am reușit. Acum asta, chiar nu știu unde s-a dus. A, uite-l. Asta de level, a, ăsta e la care se urcase pe biserică. Ăsta e altul acum de 7. Bă, nu e încărcată. Bă. Și oare de încărcat viața, pun mină și plec, fug. Plec, nu e încărcată, gata. Bă, ce n-am alergat pe tipul ăsta, 4 viață din 80, e bine. Hai repede, stealth. Fugi. O să mă omor acum. Clar, nu? Așa, pe unde-o luat? Și cum omoră, dar totuși nu fac nimic pentru echipă. Vezi că sunt în spatele tot, dar mai bine nu te uita. S-a uitat celălalt. Da! Au un avantaj de 6. Bă, mă vede? M-am săturat să joc cu hackeri. Oh, un kill. Ah, nu, no, nu, no, nu. No. Bă, cum de n-a... Cum te m-a luat? Tras un copac și a trecut glonțul prin copac și m-a luat. Wow, 3 asisturi. Ah, 2 asisturi și un kill. Complet.
picat jos și prima să spara asta și mă lasă de sus și tot din nou. În cădere liberă. Nu știu de ce făceam punctele alea, dar e combi. Ia. Bă, e unul pe aici. S-a făcut stealth. Uite-l. Nu-l mai văd pe aici, l-a luat. Se vedea puțin. Uite, este ala de level 7. Gata, kill. Era un aruncător de grenade. Stai, unde e ăla? Se reîncarcă, vedeți? Vedeți ce pierd eu? Încărcarea aia. Da, și m-a omorât. Și acum a explodat bomba. Mai trebuie să fac 18 kill-uri cu pistolul. Rezolv o misiune de aia. 16-20. Ia. Asta nu știe. Am 11 glanțe. Păi dau și la capul. Câte glanțe se trag în cap ca să moară. 6-5, 7-5. Alex Wille. Cred că ăla e spaniol. Bueno, ahora, 2. Nu cred că m-a văzut. A, fuge. Fuge. Uite. Nu știe, nu o să știe. Nu o să știe nimeni de asta, nu? Mă, hai că l-am prins acolo. Pe aici. Gloanțele naibii. Da, gata. Și că eu l-am omorât și acum am omorât atât de mult. No, 6, nu știu că mi-a venit aminte. Iar pierdem? 2-10, da. Așa a fost și la ei, dar la ei au fost 3-10 și pe urmă... Cum și gata. Deci, bă, voi vedeți că trag pe lângă ăla. Normal trebuie să le iau de vreo 5 ori până acum. Sau ăla. Assist. Și reload. 1-8. Ia. S-a scăpat cu cineva, acel cineva să moară, gata. Muriși. Alex ăla sigur e spaniol. Am jucat și cu România de câteva ori. Păcat că câțiva erau inamici și aveau hack. Deci cum să faci, mă, 35 de kill-uri într-o rundă? Deci nu mă respawna bine că mă luau cu sniper-ul în cap și muream din nou. Da. Da, bine. Să fim un sergent 30.
chiar, nu prea are jocul ăsta logică. Dacă i-aș fi tras 3 gloanțe de-astea în piept, cu magnumul ar fi trebuit să moară instant. Dar nu ne băgăm peste logica jocului. Jocul știe mai bine. Și nu mai există. Ala-i. Mușcat. Bun, o să mă retrag pe aici. Trimit tankul pe ei. Și are și multe kill-uri. Și face și asta clar. Necar.
Bă. Ah, nu, nu, 1%, chiar așa. Gata, am murit. 1%. 1 din 80. Și cu echipa
că mi se întâmpla să joc de la cum am jucat acum, primul care face 50 de kill-uri, echipa câștigă. Când jucam cu mai mulți, pierdeam pentru că ea mureau de prea multe ori. Când jucam singur, jucam cu tankul, făceam câte 10 kill-uri, muream de câte 3 ori. Și am câștigat așa, unul singur împotriva la 5. Și asta pentru că aveam tank. Dacă nu aveam tank, e bine că nu mai câștigam. Bun, pe atunci cam atât a fost și cu acest episod. Sper că v-a plăcut și noi ne revedem data viitoare. Bye, bye!